Când începi un tratament, cum este radioterapia, una din întrebările pe care ți le pui este Bo, și eu oare ce mănânc în perioada aceasta? Sunt oare alimente pe care musai trebuie să le mănânc sau există oare o listă de alimente pe care trebuie să le evit? Răspunsul poate să fie mai complicat, dar unul dintre cei mai importanți factori ca să răspundem corect la întrebarea asta este să știm zona în care ești iradiat. Dacă și tu faci radioterapie acum sau ai terminat un astfel de tratament, spune-mi în comentarii ce probleme ai întâmpinat. Întâi să ne lămurim puțin ce este radioterapia și ce forme de radioterapie există. Radioterapia este un tratament împotriva cancerului care omoară celulele tumorale prin faptul că le distruge ADN-ul. Acest lucru se întâmplă în minutele respective când chiar stai pe masa de radioterapie, dar continuă să se întâmple și ulterior, prin faptul că zona în zona iradiată o să apară așa-numiții radicali liberi de oxigen, care con continuă să distrugă ADN-ul celulelor din zona respectivă. Ăsta este motivul pentru care, dacă faci radioterapie, nu trebuie să iei antioxidanți în doze mari. Vitamina C, spirulină, quercetină, coenzimă, Q10 sau alți antioxidanți. Dacă vrei să știi mai multe despre subiectul antioxidanți și tratamentul pentru cancer, am un material întreg pe subiectul ăsta, linkul o să-l găsești în descriere. Așa cum am zis, există și mai multe feluri de radioterapie. Cea mai cunoscută și foarte probabil cea pe care o faci și tu este radioterapia externă. Cea în care tu stai întins pe masa de tratament de radioterapie și aparatul care emite radiațiile se află la exteriorul corpului tău. Există însă și uh, alte forme de radioterapie în care se poate introduce um, un uh, element radioactiv în corpul tău, și această formă de radioterapie se numește brahiterapie sau există și varianta foarte particulară în care uh, se poate folosi, de exemplu, iodul radioactiv și um, această formă este folosită pentru cancerele de tiroidă. Radioterapia poate să fie administrată singură, adică să fie singurul tău tratament, sau se poate administra împreună cu chimioterapia. Ceea ce mănânci, cum poți să mănânci, cât de bine te simți în timpul tratamentului, are legătură și cu lucrul acesta. Deci prezența chimioterapiei de obicei face ca mâncarea să fie mai dificilă pe perioada tratamentului decât dacă faci radioterapie singura. Care este scopul mâncatului în timpul radioterapiei? Mâncarea în timpul tratamentului are ca scop să te ajute să îți menții greutatea, să-ți menții masa musculară și să poți să lupți împotriva efectelor adverse cu impact asupra um, alimentației și digestiei. Și făcând lucrul acesta, per total, să te ajute să reziști la tratament și să ai șansele cele mai mari de reușită. În timpul tratamentului pentru cancer, ai un necesar proteic mai mare decât în mod obișnuit. Așa că, de câte ori îți pregătești masa, gândește-te dacă ți-ai pus și o sursă bună de proteine. O sursă bună de proteine înseamnă fie o carne slabă, ouăle, lactatele, leguminoasele cu fasole, mazăre, linte, năut familia de semințe, nuci, alune, cu tot ce intră aici, arahide, caju, fistic, migdale și soia cu boabe de soia, păstăi, tofu sau laptele de soia. Menținerea greutății în timpul radioterapiei este foarte importantă. Odată sigur pentru că dacă slăbești foarte mult, nu te simți bine. Dar menținerea greutății este importantă în timpul radioterapiei și din punct de vedere um, de geometrie în spațiu și de fizică pentru că radioterapia, pentru a ști aparatul unde trebuie să țintească, se va face pentru tine de către medicul radioterapeut un desen, un plan cu exact zonele care trebuie iradiate. Pentru ca să fii mereu așezat exact la fel, punctele de reper o să fie tatuate pe tine, o să ai niște puncte care reprezintă uh, reperul pentru aparat, ca să știe uh, tehnicienii care te așează pe masă cum să te așeze de fiecare dată la fel. E bine, dacă te îngrași foarte tare sau slăbești foarte tare, foarte tare înseamnă undeva în jur de 4-5 kg. Deci la o diferență de 4-5 kg în sus sau 4-5 kg în jos, pe perioada de tratament, propriu zis, tu care ești ținta, te modifici și atunci aparatul nu mai trage cu aceeași precizie în același loc. Și medicul radioterapeut este nevoit să facă din nou desenul, să facă din nou planul de iradiere. Așa că cel mai bun lucru este dacă reușești să te menții într-o marjă de eroare de 1, 2, maxim 3 kg în sus sau în jos față de momentul în care au fost tatuate punctele pe tine. Unele zone din corpul tău sunt mai uh, speciale, dacă trebuie să le iradiem. Uh, mă refer la problemele legate de alimentație care apar atunci când iradiem zona respectivă. Una dintre ele este sfera orele, adică zona cu uh, gura, uh, gâtul, faringe, laringe. De ce este particulară? Pentru că dacă noi iradiem exact zona pe unde tu trebuie să mesteci și să înghiți, cu cât înaintăm în tratament, cu atât o să devină mai greu să mănânci. Și atunci o să ai nevoie să-ți faci mâncarea la blender, să fie mâncarea pasată sau uneori chiar lichidă. Și când trebuie să-ți menții greutatea cu o mâncare pasată sau lichidă, lucrurile devin mai complicate și ar fi foarte important să ai ajutorul unui dietetician care cu asta se ocupă cu nutriția clinică-oncologică, care să te ajute să înțelegi că și în variantă lichidă sau pasirată poți să îți atingi necesarul caloric și proteic. Un alt lucru atunci când ești iradiat în zona orele, medicul radioterapeut, care este cel care știe cât de mare este zona care va intra în câmpul de iradiere, s-ar putea să îți spună că ar fi mai util pentru tine să se monteze preventiv, adică înainte să înceapă tratamentul, o gastrostomă. Gastrostoma este un tub de alimentație pe care pur și simplu poți să pui mâncarea atunci când nu mai poți mânca pe gură. Foarte multe ori la început, ideea de gastrostomă sună așa, mă, ceva ciudat, pun un tub, dar pentru că nu știi încă cât de neplăcut o să fie treaba cu mâncatul, ai tendința să refuzi ideea de gastrostomă. Sfatul meu este să vorbești pe larg despre subiectul ăsta cu radioterapeutul tău și dacă simți că te-ar ajuta să știi că și eu am mai multe materiale despre cum arată gastrostoma și cum se folosește și dacă vrei să te uiți la ele, o să găsești linkul în descriere. O altă zonă dificilă este cea a esofagului, deci atunci când îți este iradiat esofagul sau dacă avem de iradiat uh, ceva din plămân, dar zona din plămân care trebuie iradiată se apropie de mijlocul pieptului, de zona esofagului, sau dacă avem de iradiat sânul, dar avem o zonă din sân care de asemenea se apropie de mijlocul pieptului. Pentru că acestea vor irita esofagul, vor inflama mucoasa esofagului și de asemenea s-ar putea ca pe perioada tratamentului să ai nevoie de mâncare făcută la blender sau mâncare lichidă ca să-ți poți păstra greutatea. Ultima zonă dificilă este cea a burții. Deci dacă avem de iradiat abdomenul și pelvisul. radioterapia în această zonă trebuie făcută în cazul în care problema este la stomac, la pancreas, colon, rect, prostată sau sfera oncologică. Radioterapia la nivelul abdomenului și pelvisului dă diaree. Deci o să primești recomandări astfel încât mâncarea să te ajute să previi apariția diareei. Un alt lucru problematic când iradiem zona pelvisului este că acolo se află și vezica urinară. Prin urmare și vezica urinară o să devină iritată de către radioterapie. Și lucrul ăsta s-ar putea să te deranjeze când urinezi. Și o să fie foarte important să te hidratezi suficient, să bei suficiente lichide, astfel încât urina ta să fie mai multă, dacă e mai multă este mai diluată, și dacă e mai diluată e mai puțin acidă și o să te supere mai puțin în perioada de radioterapie. Pe lângă aceste probleme care apar în timpul radioterapiei, unele dintre probleme Pot să persiste și după terminarea uh, tratamentului de radioterapie sau pot să apară la un interval după ce ai terminat tratamentul. Dacă vezi că nu poți să-ți păstrezi greutatea sau să recuperezi din kilograme, dacă vezi că nu poți să-ți recuperezi din masa musculară sau ai în continuare probleme de constipație, de diaree, discută în primul rând cu oncologul ca să vezi dacă nu este și altă problemă și dacă nu este, atunci discută neapărat cu un dietetician specializat în nutriție clinică oncologică. Dacă problema care rămâne este una de mestecat și de înghițit după radioterapie, discută cu un logoped. Acesta este specialistul care poate să te ajute să înveți exerciții pentru mușchii gurii și ai gâtului și astfel să-ți recuperezi capacitatea de a mesteca și de a înghiți mâncarea în mod normal. Sper că v-am fost de ajutor și informațiile au fost utile. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați materialul mai departe, să ajutăm cât mai multă lume, și dacă vreți să fiți mereu la curent cu materialele mele noi, apăsați butonul de subscribe. O zi bună tuturor!